din Republica Moldova. Și aceste grupări criminale au fost finanțate și au fost susținute pe față de Kremlin. Noi trebuie să înțelegem că se creează așa o situație în care un grup criminal poate să vină aici în Republica Moldova, să facă orice își dorește, să corupă alegătorii, să corupă judecătorii, să-și bată joc de oameni, iar statul să nu aibă dreptul să intervină, să nu aibă dreptul să aplice instrumentele care sunt necesare pentru ca această activitate criminală să fie stopată. Noi credem altfel. De asta statul va interveni de fiecare dată atunci când securitatea națională va fi amenințată.